Rapid, Steaua, 1-1 în Giulești și calificare după 0-0. Ce? A, bine, s-a creat atunci. Ai plâns, ții minte, am plâns, într-adevăr, eram ofticat total, eram după acel joc. Eu am și spus înainte de tragerea la sorți, ar fi bine să nu cădem cu Steaua, se va crea o stare de tensiune și se vor fi niște animozități incredibile, ceea ce s-a și întâmplat. Duse la extremă de multe ori. Da. Până la urmă, așa s-a întâmplat. Am jucat, ei au fost mai inspirați în prima repriză la noi acasă, pe Giulești. Au reușit acel gol prin Bănel Nicoliță, care a făcut diferența într-un final și au trecut mai departe. Dar cred că pentru fotbalul românesc mi-aș dori în momentul de față să mai existe o asemenea oportunitate, să vedem două echipe într-o asemenea fază a competițiilor europene. Ai jucat la Fenerbahce, cum vorbeam, unde galeria este mai mult decât pasională. Comparată cu a Rapidului? Rapid, cea mai frumoasă galerie. Sunt minunat. Deci, adevărul că nu realizez numai când joci sau antrenezi. Și pus galeria, da, numai când joci sau antrenezi la Rapid. Nu, sunt fenomenal. Ce stare de spirit îți dau, ce senzații pot să-ți transmită suporterii la Rapid pe Giulești. Mă gândesc când se va inaugura nou stadion. Ce frumos va fi. La fel și de partea cealaltă, și la Dinamo. Deci sunt două echipe, ok, un pic diferite ca și galerie, dar și Dinamo au o galerie senzațională, cu coreografii extraordinare. Îmi pare rău și asum eu afirmația asta. Din păcate, în momentul de față, echipa Rapidului, după părerea mea, e mult sub nivelul galeriei. Adică galeria ar merita mai mult decât actuala echipă, dar mă rog, e deja altă discuție. Da. Turci bio? Nebunie, mai ales la Fenerbahce. Primul sezon a venit Joachim Löw, a antrenat pe locul 3 și l-au dat afară, pentru că locul 3 e nimic. Aveam numai internaționale în echipă. Deci bine, numai anul ăsta n-am mai prins nici locul 3. Da, anul ăsta, din păcate, s-au nivelat valorile, au început și celelalte cluburi să investească, să bage bani, să dezvolte infrastructurile. Cred că n-a prins Cupa Europeană. Nu cred, da, nici Galatasaray, cred că. Nici Galatasaray, pentru că este Başakşehir, este Trabzon, Siva și Beşiktaş, da. Deci au investit foarte mult, s-au dezvoltat enorm de mult la nivel de infrastructură, stadioane, baze sportive. Și după primul sezon l-a dat afară, a venit Ridvan. Fostul mare internațional. După care a făcut super carieră la Naționala Germania, da. Afară Fenerbahce. Am început al doilea sezon cu Ridvan. A fost un start catastrofic. După 5 etape a fost demis și Ridvan și a venit Zdenek Zeman în locul lui Ridvan. E o figură, care e extraordinar. O personalitate extraordinară. Da, ciudat. 3 luni de zile a rezistat. În iarnă l-au dat afară. După prima lună de pregătire aveam 10 jucători cu rupturi, cu întinderi, numai probleme medicale. Bine, stilul lui de lucru se știe, era foarte, foarte greu. Era greu. Mi-era greu și mie și eu duceam. Mi-era greu, dar nu mai vorbesc turcii. Nu vreau să antreneze unii dintre ei. Toți erau morți, erau în pioneze. Era Zeman a antrenat la un moment dat o scurtă perioadă la Foggia, dacă eu da, Foggia, când a sărut Dan Petrescu atunci. Și aveam un prieten din Foggia și nu știu cum a venit vorba, mă rog, România, țările din Est, Zeman, și a zis, Zeman, dacă îl prind la Foggia, era după vreo 2 ani, cu mâna mea îl împușc, zice, ne-a nenorocit. E o figură, Zeman. No, așa. Dar așa, antrenor foarte bun, pare mai ursus, dar nu, are ironii fine și glume, deci da, când începe antrenamentul și jocul e transformat total. În schimb, a fost greu. Nu s-au adaptat. Spunea că nu face nici 50% din ce făcea în Italia, nu face cu noi la antrenament și noi eram morți toți.
eram pe butuci. Da, antrenamente foarte dure. Numai încălzirea. Încălzirea dura undeva vreo 40 de minute. Încălzirea, la un antrenament. După încălzire ziceam, păi, adică mai încălzire te plictisai. Dar nu așa încălzire, ce încălzire făceam greu rău de tot.